mai familiar la cine fie. Deși poate pentru tot așa e foarte important. Sunt alte lucruri mult mai importante care trebuie finanțate. Totodată, trebuie să țineți minte că în afară de prioritizare mai este și un principiu privind numărul populației care stă la baza distribuirii bani. Din principiu, voi pe parcursul anilor ați văzut că el se raportează în dependență de numărul populației. Bun, plus minus, pentru că numai e un leu, pentru că uiți în dependență de proiectul care se finanțează. Deci, aceste două principii vor sta la baza când vor fi distribuite bani. Cel puțin, așa am procedat noi anul trecut, bănuiesc că așa o să fie și anul ăsta, nu știu, pentru că doamna Popa știe. Ca să înțelegeți, noi am avut nu puțin ședințe și pe Zoom și individual și la municipiu. Atunci când mergi la domn primar general ca să îți aloce careva sume și trebuie să mergi cu un proiect înainte, cum eu pot să merg cu apa și cu analizare știind că eu nu am proiectul? Eu am mers cu ceea ce am. Eu am mers, am proiectul casei de cultură și început reparația, am mers cu proiectul. Am drumul de acces proiectul. R452. Am mers cu proiectul. Am drumul Coșbuc, proiectul. Am mers cu proiectul. Am mers cu trei proiecte. Atunci când domnul primar general a zis un drum îl excludeți, lăsați doar un drum. Și eu am zis să-l lăsăm pe acest care îl deservește municipiul. Lăsăm R452 și lăsăm casa de cultură. Pe la anul ne preconizăm să finisăm cu apa și canalizarea. Eu cred că primarul, executivul, are mai mare prioritate atunci când merge, că nu se cere de la proiectele pentru finanțare de la Consiliu, dar se cere de la primar. Și eu cred că trebuie să ia în vedere. Acolo s-a început lucrările, acolo este ca pe șantier la Casa de Cultură. Dumneavoastră n-ați intrat acolo. Acum noi am înființat un muzeu, care l-am înființat într-o locațiune unde este stăpân acolo și le-a zis pe câteva luni de zile. Acum Consiliul a hotărât, mutați-vă la Casa de Cultură. Unde să se mute acolo? Haideți cu mine, haideți cu toții. Să intrați, să vă deschidem ușile și să vedem unde să-i ducem. Unde? Cad codurile acolo, cad codeaua, cad ca să știți dacă poate să facă. O să vin acele 11 milioane și o să facem apa și canalizare. Stimată doamnă primară, nu primarul general decide cum vor fi alocați banii. E un proiect și merge primarul general. Acum referitor la drum, dacă ați observat, nici nu am atins subiectul ăsta nici o secundă, pentru că mi se pare foarte relevant. Chiar e binevenit pentru localitatea dumneavoastră. Și asta din două puncte de vedere, unul pentru adevăr, însăși calitatea drumului lasă de dorit, plus că noi ne propuneam și am precedent și sperăm că anul ăsta să ajungă unitățile noi de transport, care o să fie inclusiv și un suburb. Și respectiv, ele trebuie să aibă posibilitatea să circule. Dar problema în Tușești nu e în transportul care o să vină, ei au suficient număr de trolibus. Problema în Tușești este de rutiere. Sadul s-a extins, s-a urcat pe coline, acum avem nevoie pentru doamna primar, o mică solicitare și noi deci soluționăm problema transportului intern. Astăzi localitatea Crușeni are o întrebare foarte acută, construcția unei rețele interne. Sunt oameni în vârstă, sunt mai mici copii, avem vara călduri mari, avem iarna frig și zăpadă. Unii oameni nu pot, e foarte greu să coboare jos, să ajung până la trolibus. Problema pe intern care o am, noi distrugem trolibusele noi care le-am dat, fiindcă n-au drumul de acces din Chișinău până în centrul la Apșeni. Și trebuie să organizăm o rută internă. Fiindcă la câte termine am fost cu cetățenii, toți oamenii mă roagă și din multe ori s-au adresat la noi, să le ajutăm să soluționăm problema lor. Mănica cu copilul din vârf cel la deal, când coboare în jos, pe așa un tip, eu înghețuș. O bătrânică, care nici nu a pensia, unde e oficiul poștal și n-am fost cum am trebuit dumneavoastră, dar localitatea mea s-o cunosc foarte bine. Unde stă oficiul poștal și unde locuiesc oameni. E foarte departe și foarte neolivit ca să se deplaseze. Au nevoie de o rută internă. Deci am de acord. Dar în contextul ăsta, spate întrebare, ați gândit, ați văzut un itinerar posibil pe care vreau să... Domnul Vasile, sunt probleme. Eu consider că e normal, încă o dată, primarii vin și sunt, atât că ești locat, cât și municipal, tot.
sunt probleme în localitate. Eu vreau să rămâi o urmă frumoasă în localitatea asta după o conlucrare frumoasă. Trebuie să organizăm, este lumea ce s-a putat. Trebuie să organizăm ruta. Casa cei de cultură care am investit bani, mei fratele, noi ce am investit azi, dacă nu terminăm, noi trebuie să o dăm, să o conservăm. Să am preferat bani, o conservăm. Dacă stă și o plouă și o linge, noi ne slujim casă, gospodar, care gospodar, o să lăsă casa de înfermisată sau neacoperită. Însă am și aici să investit, am investat și am trecut, noi tot distrugem. Trebuie soluționat, trebuie soluționat. Eu sunt de acord, omul trebuie să aibă apă și canalizare. Sunt plin în secolul 21. Însă am trebuit cu doamna primar, ca să mergem și la fondul ecologic să vedem. Și multe alte, nu putem să mergem când are proiect. Te-a trebuit, doamna primar, mergem să urmează din urmă. Și la fondul ecologic, mergem și la Ministerul Public și al patru. Eu am spus, eu n-am venit să ascult lecții, vă implicați totalmente în activitățile administrative publice locale în Crușani. Faceți ia. Noi suntem, doamne să da. Mi-a spus că aveți cam și lucrările, dar am de seama. N-ați lucrări. Ați inițiat, dar mă este tot și mă privi. Care lucrările? Noi suntem în comisie de transport. Noi suntem în transport și după noi n-am derulat în comisie de... Mi-ați spus că nu, eu am spus că este necesar. Eu am o propunere ca să întrunească Consiliul Municipal Chișinău, Consiliul Local, ca să, să clarificăm cu ce se ocupă, ori cu ce ne poate ajuta Consiliul Municipal și așa mai departe. Fiindcă legea e scris clar. Aici am problema la Crușeni nu este Consiliul. Problema la Crușeni este primar. Să vă fie clar. Nu ajunge nici cu un proiect la Consiliu unde se ședă o proiectare, nici cu un plan de proiectare. Vorbim de proiect. Care proiect, domnilor? Noi nu ați vorbit. Și aici aveți proiectul dumneavoastră de Casa de Cultură, ați făcut fără consensământul. Ați venit, ați făcut un proiect și spuneți că ați proiect. Noi n-am uitat în proiect ceva. E de râsul găinii și se face acolo la Casa de Cultură. Noi am un alt concept, am spus să vedeți. Noi nu suntem împotrivă, absolut. Doamna Popa, ești expertiză acolo. Păi știți, trebuie să-i clar că acolo e problema cea majoră, care a fost acoperișul. Deci acoperișul trebuia de reconstruit. Și gata, restul, ce este nu de tot este reconstruit. Trebuie de făcut o problemă. Dacă îmi permiteți, domnul Reginar, dați-ne voie și noi să ne expunem. Dați-ne voie și noi să ne expunem. Domnul, dați-ne voie. Dați-mi voie să vă spun eu. Blocaj, documente nu ce erau, nu arătate, la sfârșit de an am... Și eu m-am ascultat, doamnă primar. Nu accepte. Am fost nevoit să deschidem în forma clasică, era normal. Consiliul cu primărie spunează împreună, la o mână. S-o semnat contractul, să dăm puterecerii primarul, semnează contractul pe venit. Nu, la noi numai vieță noastră, am fost nevoit să deschidem o companie OSNR ca să putem adera la proiect. Până astăzi nu sunt 200.000, au fost primit hotărârea. Sunt 200.000 să fie date. Ascultați, domnul vici primar. Nu dai din cap. Nu dai din cap, așa e ce spun eu. Nu e adevărat, domnul Vlad. Dați ascultat. Ați dat, lasă. Ca România. Astăzi este deja, a fost un an greu, pentru că pandemie numai la noi. Ei nu puteau să vină încoace, noi am putut pleca încolo, s-au urcat din oficiu. Dar astăzi este validat proiectul cu candare la Trușeni, este deja validat. Pleacă reprezentantul. Noi facem proiectul pe apă, asta e, cum spuneți dumneavoastră, două luni, dar noi facem un sector și pe urmă începem lucrările și facem alt sector, paralel. Nu o să facem în martie, o să facem lucrările. Asta e. Și noi la întâlnirea dumneavoastră care a fost domnul Grădinaru, am spus, ca să rezolvăm problema cu apa, dar asta e prioritar, apa. Prioritar. Apa
canalizarea, transportul inter și drumurile. Dar drumurile, am spus că lăsăm etapa aceea când vine canalizarea, atunci asta e. Dar aici este prioritară. Casa de cultură a apărut așa, a apărut așa din senin. Noi, a fost 1 milion am trecut în 2019, dar pentru acoperiș, o stat la cont bani, nu reparat. Acolo nu trebuie proiect ca să repare casa, acoperișul. Nu trebuie, o stat un... Nu. Acum ne-am trezit fără proiectul nu a fost aprobat de Consiliu. Ne-am trezit cu achiziții, cu scos la achiziții fără hotărâre Consiliu. 9 milioane. O șir de probleme. Deci, casa de cultură, s-a scos la achiziții, nu trebuie decizia Consiliului, nu trebuie nimic. Dar aici, ca să-ți faci proiectul, ia că Consiliul nu vrea să fac proiect. Ia că aici s-a oprit. Doamna primar, când v-a oprit pe dumneavoastră, Consiliul să faceți ceea ce vreți. Ia că dumneavoastră de una să facă ceea ce vreți. Ați achiziționat lucrările la Casa de Cultură, fără Consiliu, le-ați achiziționat. Ce v-a împiedicat să vă băgați cu mâna deja și la banii cei pentru canalizare și să faceți proiectul? Nimic nu v-a împiedicat, nu spuneți aici Consiliu v-a împiedicat. Spuneți-vă cum o să iau întrebare la dumneavoastră. Vă poți aproba bugetul local pentru 2021? Da, exact. În bugetul local a dumneavoastră, au fost introduse bani sau au fost prevăzuți bani pentru cu destinația fie a canalizare și condiția casei de cultură? Noi avem ce, domnul Grițnar, doamna primar v-am ascultat, doamna Svetlana v-am ascultat. Fac parte din comisia buget și din mijlocit am participat la toate revizuirile legate de buget.